u7buy.com, locul de unde îți poți cumpăra coinși la un super preț folosind codul de reducere CATA. Linkul îl găsești în descriere. Salutare în fanșansi la un nou episod de FC25 Pack Opening, premiile de la FUT Champions, unde s-a transpirat grav, rău de tot, dar am reușit să scot din nou 10 victorii la ultimul match, așa că rang 4 să fie încodat. Dacă vă place seria, nu uitați să plăți nici pe butonul de like, e foarte important să vă abonați și legendar de important, dacă n-ați făcut deja, să-mi dați un follow pe Instagram și cel mai important lucru de pe planetă, să folosiți codul de reducere CTXPKG pe PC Garage, indiferent ce vă cumpărați, jocuri ieftine pe G2A. Și bineînțeles, dacă aveți nevoie de Apsi Coins, pe u7buy.com folosind codul de reducere CATA. CATA pe Fortnite și 8 milioane de dolari și bicep și meniu, doar dacă folosiți codul de reducere CATA 10 pe Nutriland.ro. Let's go time, domnilor! Asta e echipa, a fost absolută mega transpiration și vă recomand un card pe care l-am făcut de la SBC-uri. Mi se pare absolut bestie miniatura, m-a ajutat extrem de mult la mijlocul terenului, chiar dacă l-am băgat super sub, nenea asta. Îl tragem înapoi pe dreapta aici și le-al băgăm, cred că Malan era, deși nu 100% sigur, dar băgăm oricum pe linia Malan acolo. Sau, stai mă, că de fapt băgăm cloșcă Manu, am nevoie câteodată de un center back sau ceva pe acolo, cred. Nu mai știu exact. În fine, asta e echipa, hai să vedem ce primim la premiozaure. Lăsați-vă în comentariu cu ce ați primit din premii, bineînțeles, domnilor, și ce rank ați scos, cum vi se pare Weekend League-ul. Mie mi se pare mega greu față de cum era Weekend League-ul cândva. A cui nebunie, rău de tot, frate. Spanghili, și avem, bă, n-au trebuit să-mi dea și player pick-uri. La primii de la Weekend League n-am player pick-uri, bă, frate, sau ce, greșez eu cumva? Ok, avem un din ăsta aici și lea. Hai să-i punem pe ăștia sus, deși n-ar trebui. Bă, dar eu n-aveam player pick-uri la Weekend League. Stai mă, că ceva îmi dă cu virgulă la creier. Nu mai avem player pick-uri la Weekend League? Mă, nene, mă. M-a abandonat creierul din nou? Păi creier ratat. De ce ți-mi minte că aveam player pick-uri? Banghili. Asta ar trebui să fie... nu mai avem player pick-uri, mă. Cred că avem la Rivals, de fapt. Asta este, frate. Ce să faci? A plecat și creierul, frate. A plecat după atâtea meciuri la Weekend League. Try hard. Ne-am prăjit, domnilor. Ne-am prăjit. Mergem mai departe. Small girl player pack. Și avem. O domnișoară corectă, striker, parlez-vous français, ce ar vrea să văd în seara aceasta, domnilor, flerul albastru, animația aia cu albastru și să văd Franța. Să nebunesc. Nici nu știu, poți să dai greș? Avem Chouameni, avem Mbappé, Marinaru, avem Griezmann. Mai e oare vreun ceva francez în promoția asta nouă cu Raș, cu Vrăjeli? Că nici nu mai știu, sincer să fiu. Small Rare Gold Player Pack. Și avem. Un cumătru dulap, CAM, ăsta cred că e Dani detergentul, el e, nu e de la Barcelona, este cumătru, Isco, cumva la echipa superioară a cutiei dus, veric, nu a fost un jucător rău, dar nici extraordinar, Banghili direct cu XL la băieții ăștia, nu mai am spații pe Marketau din păcate, așa că, dacă nu dă ceva care să se vândă cât de cât ca lumea, e saluti. Și avem. CDM. Parlevu Italia. Ăsta e spaniolo. Nu știu cum se zice. Parlare. Parla. Nu abar n-am cum se zice pe spaniol. La vorbici de astea. Nenea boșcheții. Ok, niște silverem pe acolo. Poate la un moment dat o să coste și aia ceva. Dacă le bagă vreo evoluție din aia mega șmecheră. Small Prime X Players Pack. Data trecută au fost foarte proste premiile de la Weekend League. Left Winger, Anglia. Ăsta e LM parcă. Ăsta e, cum se zice, băiatul cu microondele în brațe. Mă gândeam la Rashford, dar la LM dacă bine țin minte. Nu era rău nici Rashford, că parcă e vreo 10.000 ceva pe acolo, cred. Ia Jack Grealish. Un card de 84, hai să-l punem la vrăjală. Un 1700 dacă se vinde, n-ar fi rău. Du-te, veric. Văd dacă poți să faci niște spații pe acolo. S-a vândut, no, bun. Team of the Week-urile astea le las. Pentru că Team of the Week-ul actual e foarte slab. Dar în schimb o să dăm Team of the Week-urile astea două. Pentru că e cu 1-4, deci poate spici orice. Banghili.
Vă recomand și vouă, dacă e un Team of the Week din ăsta ultra slab, cum e în momentul de față, că e numai Valverde pe acolo. Eu nu știu dacă mai e vreunul care să coste peste 100.000. N-are sens să le deschideți, că le deschideți efectiv degeaba. Numai în cazul în care aveți nevoie la vreun SBC de un din ăsta, de un Team of the Week. Atunci are... Oh! Let's go, Davis! Forță! Nu știu dacă mai costă ceva, dar vreau să-l am first owner. Și nea Davis costă vreo 5K, 7K pe acolo. Ok, hai să fac un pic de spațiu pe Marketau și să-l vând pe nea Davis. Bun, și l-am listat și pe nea Davis, 7900 coins, l-am cumpărat cu 12.000, asta este. Am pierdut un pic, dar nu cine știe ce mare șmecherie. Team of the Week 1-4. Acum dacă ar da un jucător de finesse sau un Goku style, n-ar fi rău, pentru că aș avea și eu nevoie de un jucător acolo în față cu finesse. Ha, mă, nene, mă, să fie bine să nu fie rău mare Vinicius. Ok, domnișoar, nu-i Vinicius. Măcar e walkout. Striker, Franța. Nu știu cine exact. Dar măcar e Striker Franța. Nu știu cine putea să fie Striker Franța de la bărbați. Domnișoara Mateo, 86 rating, not bad. Intră la SBC, ori nu-i problemă. Legerianu. Șpanghili. Hai mă, nene. Cum ar fi să mai îndeam cu o dată mătru ADM, că l-am prins de două ori pe nea ADM. Un card bestial în cazul în care vreți să-l utilizați, domnilor. Și avem. Tot domnișoara. Ba nu-i domnișoara, mă. E șef ăsta, centerback. Un Van de Ven, nu era rău, ăsta e Gabiani sau ceva în genul. L-am tot văzut la majoritatea din pachetul ăsta. Ăla-i, Gabia, ok. Gabia, Gabiani tot aia. Un Van de Ven upgrade era cas. L-am mai și prins pe Veric, bun. Și acum intrăm în pachetele barosane. Să vedem, pot îmi dă ceva ca lume. Să nu le dau pastia, sper să nu uit. Base hero-ul la final. 8-7-le, hai să-l dăm 8-7-le, deci aici evident că avem walkout garantat. Poți să-mi dai, te rog frumos, un Mbappe Marinaru să fac buget pentru tot anul, să-mi iau Iconuri și Vrăjeli. Ok, nu-i Mbappe Marinaru. Și domnișoara Renard. Mi-am dat seama așa după mișcarea din Shold. 88, domnișoara Renard. Material de SBC evident, dar nu-i nicio problemă. Bună și domnișoara Renard. Nu știu ce putea să-mi dea interesant de pe aici și la cardurile Gold. There was a problem communicating with the servers, iaus. Dar deschidem numai pachetie, domnilor. De ce pică serverele? A, era... Ok, o mai aveam și acolo mi-a părea că nu am. Interesant. Bine și așa. Și acum, doar pachete barosane. Să dăm untradeable sau un untradeable? Hai să dăm un untradeable, cred că mai multe spații în storage-ul ăla. Să fie bine, să nu fie rău, te rog frumos. Dăm și mie un rush, că n-am văzut cum arată rush-ul la față, ești nebun. Ok, domnișoară. Opa! Walkout? Mă. Handler. Fac colecții de portari. Double cumva. Nu-i double walkout, din păcate. Păcat. Se putea mai bine. 88 rating. Merge. Există totuși o șansă în spate să fie un Chiesa, un Ferland Mendy, ceva pe acolo. Se poate? EA Sports. Țină game că-s premii de 10 victorii transpirate rău de tot. Ok, aparent absolut nimic. Mamă, ce slab e pachetul, deci nu e să cred. Alex Garcia Vrăjală, bă, în continuare, nu par să plătească premiile de 10 victorii. Chiar foarte slabe, aș zice. Nici nu știam, la oare are vreun walkout în afară de walkout-urile garantate? E cam nasul de primăvară. Și aici tradable, șanse minime să dea walkout. Șanse, aș zice, zero să dea jucători din ăsta, din promoția nouă Rush Lemne de Foc. Dar cine știe, ultra, mega, șompiric, hai mă nene, mă. Evident că n-avem nici walkout, după cum ziceam, dacă e tradeable și mai slab decât celălalt. Și avem, abar n-am cine-i. Domnișoara, e la Bayern München. 84. O șansă extraordinar de mică să fie Ferlament din spate să facem un ban cinstit, parcă vreo 125.000 ceva în genul. Și cam astea sunt premiile de la Weekend League. Având în vedere, cum am zis și data trecută, cât de greu e efectiv să obții premiile astea, bă, te-ai aștepta la un pic mai mult de atât, sincer să fiu. Un pic mai mult. Di Marco, dar niciun nu costă cine știe ce. Cred că e efectiv prețul de 84 discardul ăsta. Spițe și Vigo Ștodire. Moșcăciu și prietenii săi și acum singurul care mai poate salvea hero-ul.
Dar, cum am zis, dezamăgitoare premiile, din păcate. Dar, de aici, aș avea nevoie de Marchisio. Dacă mi-ar da Marchisio, aș putea să mă bag la creații cu Nenea Varan. Am făcut o echipă pe live, în cazul în care vreți să vedeți acolo, cam ce planuri aș avea pe final de live. Dacă ar da din Atale, ceea ce e foarte puțin probabil, ar fi și mai bine de atât, ar fi absolut legendar total, pentru că Nenea Striker Keane este cam jalonez la Weekend League, dacă vă uitați, poziționarea e dezastru, nu știu exact ce face Nenea Keane. Dacă dă ceva rău, bă, măcar să nu dea Nor, Campos și mai era oare ceva? Nu mai știu exact. Dar, cum am zis, n-ar fi rău, măcar un Lizarazu dacă tort. Hai mă, nene, mă, să fie bine, să nu fie rău, te rog frumos. Să nu fie Nor, mă, nene, mă. Și avem... Asta-i tanchetă. Ce, me? A, Guti, mă. Nu-i rău, nu-i bun. Nu știu dacă pot să-l bag titular, în ideea în care cred că îmi cam pleacă chemistry. Jucător de la Real Madrid, ce-i drept. Se putea mai bine, se putea mai rău, atât o să zic. 86 Guti. Cum vi se pare, domnilor? Cum am zis, având în vedere cât e greu e să obții premiile astea și cât e transpirat-s. Meh. O stare fericit cu Nea Guti. Cât costă Vericu? 140.000. Măcar nu-i preț din ăsta de Quixel. Dar nu cred că pot să-l bag în echipă și asta e și mai nașpa. Mamă, 3 Wickfoot. Meh. Defensivă nu prea are. Pace nu prea are. Într-adevăr, passing-ul e super, super top. Dribbling-ul e decent. Nu-i groznic. Da, na. Meh. Te zice că a fost un nou fail la Weekend League. Aproximativ. Hai să vedem dacă pot să-l bag titular, dar nu cred. Că dacă scot pe Tonali, parcă se duce echipa. Și dacă scot pe Alex, știu sigur că o să crape. Și Tonali mă ajută pe partea defensivă, dar... Hai să vedem. Numai de ce men aveam nevoie în afară de Nenea Marchisio. Da, o picat deja Saliba. Și deja am Canada pentru Vericul ăsta. Și știu 100% sigur că Vericul ăsta nu stă full cam dacă scot Canada de acolo. Nu mă ajută, bă, frate, ești nebun. Unde ești cu metri? Chiar deloc nu mă ajută Vericul. Nea Guti. Într-adevăr, ar fi fost relativ interesant să încerc un Weekend League, doar că ăsta n-are defensivă și Tonali fix aia e. Jucătorul care să mă ajute și în defensivă cât de cât. Asta este. O să-l punem super sub cel mai probabil. Deși Tura mi se pare mai bun decât Vericul ăsta. Vedem, o să mai încerc. O să încerc și săptămâna viitoare să văd dacă reușesc să scot 10 victorii. Dacă nu, mă mulțumesc și cu 9 victorii, că până la urmă tot carduri din astea îmi dă, cu care nu prea am ce să fac. 86 acum. Data trecută parcă mi-a dat tot 86 sau 87, nu mai știu exact. Dar oricum lemnărie. Cred că a fost oare Niemțălău? Mario Gomez să fi fost data trecută, nu mai știu exact. Dar în fine, mai încercăm, vedem. Echipa oricum arată destul de bine, zic eu. Să vedem dacă reușesc să mă interes cu ceva jucători din pachetii cu FP-uri și squad battles, rewards și din alea. Cam asta a fost, domnilor, premiile la Weekend League, 10 victorii. Lăsați și voi un comentariu cum vi s-au părut. Lăsați și voi un comentariu cu rankul pe care l-ați scos și ce jucător ați primit din premii. Aveți o super faină în continuare, săptămână demențială și ne auzim data viitoare. Salutare, salutare!